Tamara Calugărean, veteran al muncii, este o fire foarte veselă, senină și binevoitoare. La cei 87 de ani, bătrâna este incomodată de ridurile sale, de aceea ne roagă să nu filmăm îndeaproape. În pofida vârstei înaintate, Tamara Harlampie își amintește bine ziua în care s-a început războiul și s-a sfârșit copilăria. Că crești spirit văinui? Chiar înainte de a începe războiul, mama a primit pentru mine o foaie de călătorie la o tabără de pionieri. Acolo am fost 2 zile. Când s-a început războiul, ne-au luat de acolo pentru că se aștepta să bombardeze. Asta a fost pe Volga, un loc foarte bun, dar așa și nu ne-am odihnit. La 14 ani, Tamara, împreună cu colegii de clasă, a frecventat un curs de instruire la uzină pentru a obține o specialitate și a-i ajuta pe cei care luptau pentru apărarea patriei. După jumătate de an, tânăra a obținut specialitatea de lăcătuș și imediat și-a început lucrul la strung. Mai întâi am lucrat la 4 mașini unelte, apoi la 8, iar apoi la 16. Am fost nevoită să ajut la uzina militară, ceea ce noi îndeplineam toată munca noastră era pentru reparația tancurilor și avioanelor. La ai noștri 14 ani, lucram câte 12-14 ore din 24. Îndeplineam o muncă extrem de grea. Femeile, băieții și fetele țineam tot pe spatele nostru. Chiar și pădurile le tăiam iarna, pentru că n-avea cine să facă. A fost foarte greu, după linia frontului, la fel ca pe front, nu mai ușor. Tamara Calugărean spune că mereu va ține minte ziua victoriei din 1945 ca pe cea mai fericită din viața ei. Atunci eu lucram la fabrică, în schimbul de noapte. Când ne-au anunțat că războiul s-a terminat, s-a oprit producția. S-a aprins peste tot lumina, cu toate că atunci nicăieri nu era lumină. Ne-au adunat pe toți în parcul de lângă fabrică și așa ne-au anunțat, cu muzică, dansuri și cântece cu lacrimi în ochi. Uite așa am întâmpinat ziua victoriei și până acum o țin minte. După război, Tamara a fost repartizată la muncă în Basarabeasca. Tot aici s-a căsătorit și a născut 2 copii, un băiat și o fată. Soțul mătușii Tamara de mult s-a stins din viață, iar recent i-a murit și feciorul. Pierderea a încă unui om drag a răpus-o cu totul. Ea nici nu știe cum va găsi puteri ca în ziua de 9 mai să meargă la mitingul consacrat victoriei asupra Germaniei fasciste. Doamna Tamara speră sincer că în acea zi cineva își va aminti de ea și atunci va putea, alături de ceilalți localnici, să-și exprime omagiul și stima față de soldații care nu s-au întors de pe câmpul de luptă.